din tot sufletul și din toată inima să spunem cu toții binecuvântat să fie Domnul. A Lui să fie lauda și slava. Pentru bunătatea care și-a arătat-o față de fiecare dintre noi, ca încă o dată să putem să-L înălțăm și să-L lăudăm. Și acum eu produc o așa o situație dihotomică, cel ce mă privește, și pun mare semn de întrebare, ce poftă mai are omul ăsta să cânte în cărucior de 16 ani, diagnosticat cu o maladie grozavă de vreo 23, operat de vreo 8 ori, fără prunci, oarecum fără perspectivă, spune mulți din locul acesta, ce mă determină să-L laud pe Dumnezeu și să-I cânt? Eu fac cu multă pasiune. Și ori de câte ori ne adunăm la rugăciune și la cântare cu leviții, pentru mine a cântat pentru slava Lui ceva extraordinar, pentru că am fost orb și văd. Aleluia. Pentru că am fost pierdut și Hristos m-a mântuit. Aleluia. Pentru că am fost rătăcit și fără viitor în lume și în veșnicia care pentru mulți e o beznă totală și Dumnezeu m-a găsit pe când eu eram păcătos. El m-a iubit, mărit să-I fie numele. Și pentru că timpul dumneavoastră e prețios, n-aș vrea să răpesc câteva minuțele, aș vrea să mărturisesc câteva lucruri foarte importante. În primul rând, când Domnul că mi-a făcut bine. Și cred că cel mai mare bine pe care un om îl poate primi de oriunde e salvarea sufletului. Că bucuria și starea de suflet, bucuria sufletească, nu e o stare de trup. Și tocmai de-aia e contradictoriu. De ce mă bucur? Pentru că trupul acesta legat într-un cărucior nu-mi leagă inima, nu-mi leagă emoțiile, nu-mi leagă bucuria sufletului, libertatea de a alege să fiu mântuit, slăvit să fie numele Lui. Amin. După masa aceasta câteva cuvinte. Sunteți aici mulți și afișați pentru că noi comportăm ca și ființe trei euri. Euul real pe care îl cunosc eu și Dumnezeu, un eu social și virtual pe YouTube, pe care îl cunoaște vecina ta, locul, la locul de muncă, colegul tău și aia de pe Facebook, și un eu ideal la care aspirăm, nu știu dacă toți, dar cel puțin jumătate de aici, aspirăm la un eu. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine, în pripegia mea pe acest pământ. Și acum aș vrea să vorbesc cu eul tău, cu eul tău real. Nu cu ceea ce afișez, ci cu eul ăla, cu acea femeie care acasă, astăzi ai plâns, întristat, acel bărbat supărat, deprimat, acel om care nu are un viitor, care nu vede nimic pentru ziua de mâine. Aș vrea să spun ceva. Există un Dumnezeu care ți-a pregătit un viitor și o nădejde. Viitorul tău este în mâna Lui. Viața ta e în mâna Lui. Vrei să fii un om fericit? Vrei să fii un om care să pur și simplu să explodezi, să debordezi de bucurie, de fericire? Și nu prefăcut. Nu ceea ce afișez, nu ceea ce e virtual. De ce credeți că tinerii pe Facebook, pe internet, după ce faci o poză și cumva o șterge jos, pune alta? Nu una reală, una făcută, editată, să arate altfel. Vă spun ceva. Primul pas spre fericire și primul pas spre bucurie, știi care este? Așa cum ești, vino la Iisus. Cu minusuri, cu slăbiciuni, cu neputinți, cu handicap, cu plusuri, cu calități, cu inteligență, cu aptitudini, cu sărăcie, cu bogăție. Așa cum ești în primul rând, vino la Iisus. Doi, iubește-te și acceptă-te așa cum te-a îngăduit Dumnezeu. Atunci când în casa ta mulțumirea e cuvânt de ordine, nu o să fii niciodată bosunflat că popricașul nu-i plinge smântână. O să te bucuri care și morcov și pătrunjel și o să-L lauzi pe Dumnezeu pentru cât ai. De ce? Că în casa celui cu inima mulțumită, ospățul nu se mai termină niciodată. Și aș vrea să înveți în seara aceasta, să înveți să fii mulțumitor. Să fii mulțumitor pentru ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Dacă ești aici, soție, și ți-a dat Dumnezeu un bărbat, iubește-L așa cum este. Acceptă-L așa cum este. Așa cum este. Nici tu nu ești perfectă. Nici tu, Domnule și iubit ascultător care ești aici, nu ești perfect. Nu suntem perfecți, dar lucru, și vă aduc o veste bună după masa aceasta. Suntem perfectibili. Înseamnă că evoluăm de la o stare mai slăbuță înspre una desăvârșită. Și Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Am fost binecuvântat să mă nasc într-o familie de 8 copii. În vremea aceea, femeile mai nășteau prunci acum vreo 50 ceva de ani, mai făceau copii și mi-a plăcut mult în familie mare,
M-am bucurat să fiu într-o familie mare, n-aveam nevoie de mult sprechin, că eram 5 băieți unul după altul. Ăștia și dușmani, bătaie în fiecare zi, dar și biliard, și fotbal, tot în fiecare zi. Noi ne și băteam, noi ne și împăcam. Vreau să vă spun ceva, de tânăr am cochetat cu credință. De tânăr am simțit o chemare specială. De tânăr am simțit că ceva de dincolo de noi, dincolo de Calea Lactee, de undeva din univers, mă cheamă la o lucrare extraordinară și nu știam ce viitor mă așteaptă. Dar bunătatea lui Dumnezeu face mai mult decât viața, spune cuvântul lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu face mai mult decât viața. Destinul meu pregătit de Dumnezeu, Psalmul 139 cu versetul 16. Pe când eram un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele. Mai înainte să fi fost vreuna dintre ele, asta nu e predestinare. E o alegere pe care Dumnezeu o face într-un mod special, într-un mod deosebit. Și m-a ales Dumnezeu pentru o lucrare. N-am știut că la 26 de ani mă voi căsători și că la un an după căsătorie mă voi îmbolnăvi de cancer medular. N-am știut că n-o să am copii, am vrut să am cel puțin 7 prunci, am zis, mă, să nu mă lasă la mama, că ea are 8. Să am și o copii, o familie mare, familie deosebită, să umplu o casă de doctori și de ingineri, să-i pun cu burta pe carte să o mănânce și când vor fi mari, să fie destoinici pentru societate și pentru împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Amin. N-am știut ce viitor îmi pregătește Dumnezeu. Dar Dumnezeu avea pentru mine o altă lucrare. M-am îmbolnăvit de maladia asta a mădurii spinare și când am primit diagnosticul acesta greu și când 6 luni voi muri, de fapt, când se încheie socoteala cu viața la București, mi s-a spus foarte limpede de boala aceasta se moare. Oare cumva parcă n-auzeam eu, eram și foarte tânăr, închipuiți-vă, la un an după căsătorie, neîncercat, neexperimentat, nu eram sur ca și astăzi. Nu, brunețel, drăguț, subțir, slim, dar n-aveam experiența vieții. Dar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ce-a făcut? Mi-a umplut inima de credință și am crezut că viața e un bun care vine de la Dumnezeu. Am crezut că viața o dă Dumnezeu, indiferent de circumstanțe, peste autoritatea medicală, peste ceea ce spune un om, nu că sfidăm nici de cum, de aia ne-am dus la medici, ci pentru că există dincolo de nori cineva care dă viață și trăiești prin bunăvoința lui, că prin bunăvoința lui se bucură omul de viață. Dumnezeu s-a îndurat și mi-a dat viață. N-am știut ce înseamnă să fii binecuvântat și cu cuvântul ăsta am început cuvântarea din seara aceasta și am spus Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știți ce înseamnă să te binecuvinteze Dumnezeu? Ăștia din mediile evanghelice știu să-ți vorbească Dumnezeu de bine. Ceilalți nu prea pricep ce înseamnă asta, cred că e un salut împământenit în biserica pentecostală, nu. E o dorință sufletească din partea unui om pentru alt om și doresc din toată inima care să vă binecuvinteze. Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a binecuvântat cu o nevastă specială. Și nu poți să-ți dai seama ce ai lângă tine numai atunci când focul încercării arde în casa ta. Numai atunci când valurile suferinței și furtuna acestei lumi izbește puternic căminul tău. Atunci îți dai seama ce ai lângă tine. Și acum aviz tinerilor, mă îndresc spre toți cei care sunt necăsătoriți. Doriți ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în căsătorie? Trăiți ca atare! Dumnezeu binecuvântează ascultarea, sfințenia, curăția. Și vine vremea când vei culege acest rod. Și nu vreau să vă amăgesc că e ieftin și-i pe gratis. A trăi astăzi curat, sfânt, pocăit, nu e simplu. Nu-i de aici, de acolo, într-o lume care oferă atâta mizerie, într-o ofertă atât de mare, nu-i simplu să trăiești curat. Dar vă spun ceva, din tot sufletul, merită. De 30 de ani pe cale cu Dumnezeu, și vă spun, vă asigur de aceste lucruri, merită să-L slujești pe Dumnezeu, merită să trăiești curat. Știți că mi-am dat seama ce valoare are ungerea lui Dumnezeu, ce valoare are acea mână a unui păstor care cu lacrimi a chemat numele lui, numele lui Dumnezeu, peste mine și peste Olimpia, atunci când eram în focul încercării. Pentru că toate-s bune și-s frumoase, și acum vorbesc cu unor oameni sănătoși și mă bucur și să dea Dumnezeu ca niciunul din locul acesta să nu fiți bolnavi niciodată. Sănătoși și zdravi, fără reparații, până la final. Doamne ajută!
că e bine să fii sănătos. E cumplit în cărucior, e o viață restrânsă, ți se reduce foarte mult domeniul de activitate. Dar asta e un subiect care îl las la o parte, înapoi la ceea ce a făcut Dumnezeu. Binecuvântarea care a pus-o Dumnezeu, atunci când amândoi pe genunchi în fața păstorului, am primit binecuvântarea de la Dumnezeu prin rugăciunea fratelui pastor de la Oradea. N-am știut ce mult face acest lucru. Ce mult contează tu care ești aici, poate și nu ești cununat. Ce mult contează să ții femeia de mână și să mergi la domnul preot și să-i spui: auzi, eu nu vreau să trăiesc fără Dumnezeu în lume. Eu vreau ca în casa mea să se zică Tatăl nostru. Eu vreau ca în casa mea, când ne punem la masă, să se audă mulțumirea și cântarea de laudă. Eu vreau ca în casa mea să stăpânească El. Și vă vorbește unul în casa căruia, în familia căruia, tatăl fiind alcoolic, în jurătură blastămă, bătaie, nenorocire. Dar mama era credincioasă și asta a fost puntea de salvare pentru noi. Încheie această mărturie cu această frumoasă lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu. Când m-am văzut în neputință, în 2008 m-am paralizat, mi-am dat seama că, ca și bărbat, sunt un bărbat eșuat. Nu pot munci, nu pot câștiga, nu pot să trăiesc ca un om normal. Viața mi se reduce la lucruri foarte puține și la o viață simplă. Eu sunt un tip hiperactiv, într-adevăr. Nu-mi las mintea să-mi lâncezească, clar. Mă bag în priză, mă forțez să gândesc, să descoper lucruri noi, sunt curios. Nu mă las să stau acolo într-un loc. Dar viața mea s-a restrâns foarte mult. Și mi-am dat seama că mă îndrept spre un con de umbră, întunecos și rece. Și am zis: Doamne Dumnezeule, direcția înspre care mă îndrept e una rea. Te rog, dă-mi biruință, ajută-mă, Doamne, ca eu în fiecare zi să pot să zâmbesc, în fiecare zi să pot să cânt, în fiecare zi să pot să laud numele Tău. Mi-am dat seama, cum am spus, ca și bărbat, ca și soț, că viața mea e eșuată și un eșec. Am avut în plan să divorțez și să mă despart de soția mea. Și mă gândeam acum cum să o fac. Că nu puteam pur și simplu să mă iau și să plec. Și am zis, îmi pregătesc un discurs, stau cu ea de vorbă și îi spun pur și simplu că nu mai vreau să trăiesc în felul acesta, în căsnicia aceasta. Așa e, cei ce mă ascultați după masa aceasta, așa e, ce binecuvântați vă simțiți? Așa e, ce în sufletul vostru vă gândiți: ei, numai în pielea acestui om n-aș vrea să fiu. Și vreau să vă spun ceva, această binecuvântare pe care Dumnezeu a lăsat-o peste voi vă responsabilizează. Trăiți ca atare. Faceți să merite binecuvântarea care Dumnezeu a lăsat-o peste voi. Faceți să merite faptul că sunteți sănătoși. Faceți să merite faptul că în seara aceasta sunt singur aici într-un cărucior. Ce bine ar fi dacă aș fi ca și voi. Dar dacă așa a vrut El, de ce așa? O știe El. După ce mi-am pregătit discursul ăsta și am abordat-o pe Olimpia, noi doi ne-am căsătorit din dragoste. Și am avut o viață foarte faină împreună și avem o viață foarte faină împreună după 25 de ani. Îți spune fața cum ții viața. Coborând din mașină, o soră m-a abordat mai acolo, când am coborât din mașină, și am zis: draga mea, eu sunt oglinda soției. Dacă arat cumva, înseamnă că am o nevastă. Și dacă arat și bine și fericit, înseamnă că am o super nevastă. Asta e clar. Dacă văd aici un bărbat fericit, știu că în spatele lui nu-i baba Cloanță, ci în spatele lui e o femeie care îl mână dinapoi, spunea Napoleon: nu eu! Spatele meu e una puternică, e una mare, una tare. Nu se vede, într-adevăr, că lucru femeii niciodată nu se vede, și închid paranteza aceasta. Și am spus atunci soției mele: Olimpia, eu nu mai pot trăi cu tine în căsnicia asta. Pentru că nu pot, pur și simplu. Aveam 32 de ani. Avea 28-29 de ani. Și am vrut să schimb oarecumva paradigma acestei vieți, să schimb cursul acestei vieți. Și ceea ce urmează e extraordinar. Că ce binecuvântează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Că fericirea și bucuria și pacea nu sunt atribute care țin de bani, de sănătate, de ce ai sau ce nu ai. Ține de prezența lui Dumnezeu în casa și în viața ta. Fericit este omul care îl are pe Iisus ca salvator. Fericit este omul care dimineața se scoală cu El și seara se culcă cu El. Fericit este omul care îl are pe Dumnezeu. Și atunci, sigur că oarecumva a fost un dialog destul de brutal, abrutizat, când îi spui nevestii tale că vrei să te desparți de ea, a început să plângă și mi-a zis: mai Romeo, oprește-te. Atunci când ne-am dus amândoi la altar,
și am jurat credință, erai cel mai frumos bărbat pe care l-am cunoscut. Te-am iubit cum n-am iubit pe mine, pe nimeni niciodată. Și astăzi, așa în cărucior cum ești, te iubesc ca și în ziua aceea, în ziua în care am fost de mână la altar. Sigur că emoțiile și lacrimile potideau și m-am gândit în mintea mea, mă, ce dus ești, mă, dar pe femeia asta te iubește, mă. Și iubirea asta, iubirea asta nu e condiționată de alți factori, e pură, venită din Dumnezeu, e binecuvântarea primită prin rugăciune la altar. Și cuvintele acestea, nu că m-au impulsionat, au zidit în mine un munte cât Everestul, neclintit de statornicie și de bucurie, dacă toată viața voi împinge căruciorul acesta și aș vrea să vedeți când mergem la mașină și când mă aduce și când toată viața asta se învârte în jurul ei, pentru că e și bărbatul și femeia în casă, dacă toată viața voi împinge căruciorul acesta, tu vei fi soțul meu și voi fi soția ta. Și nimeni și nimic niciodată nu va schimba asta. Nu-i frumos asta? Știu că pentru mulți poate e o mărturie, o banală rutină. Atunci știi cât e de cald focul când ești un cuptor, când viața ta arde. Și în seara aceasta, în locul acesta, sunt oameni care au foc în viața lor, au foc în familiile lor. Vreau să vă dau soluția. Am primit-o și eu, vă dau și vouă. Vreți cu adevărat să fiți fericiți? Veniți la Iisus. Iisus îți dă fericire. Iisus îți schimbă viața, îți schimbă mintea, Iisus îți umple inima și sufletul cu bucurie. Și nu vei mai afișa like, I love it pe Facebook, ci cu adevărat din tine va răsări o lumină care va lumina în jurul tău, vei fi un om fericit. Și din suflet doresc Dumnezeu să te ajute la aceasta. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și în continuare vreau să vă cânt în continuare împreună cu frații mei leviți. Să lăudăm numele Lui, căci bun și minunat a lucrat El în viața noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen.